să transmită mesajul romanului și al comunității. Bună ziua! Hristos a înălțat, Hristos a înviat pentru fiecare dintre dumneavoastră. Domnule general locotenent Corneliu Postu, director al statului major al apărării. Domnule general de brigadă Iulian Daniliuc, locțitor al comandantului diviziei 2 infanterie Cetica Buzău. Domnule colonel Gabriel Cichi, comandant baza 3 logistică Zagedava Roma. Domnule colonel Ionel Munteanu, brigada 15 mecanizat de podul înalt. Domnule colonel în rezervă Dan Pisacaru. Domnule Dario Lorenzoni, șeful delegației din Gruliasco, stimați invitați și cadre militare. În calitate de primar al municipiului Roman și gazda acestei conferințe remarcabile, îmi face o deosebită onoare să vă adresez un salut călduros și plin de respect. Astăzi ne unim în sala Manolescu Strunga a primăriei municipiului Roman pentru a pune în lumină istoria, oamenii și faptele lor mărețe. Este o ocazie solemnă în care ne reamintim de curajul, devotamentul și sacrificiul neîntrecut al celor care s-au jertfit cu scopul de a apăra și proteja valorile noastre fundamentale. De-a lungul anilor, Armata Română, Divizia 7 Infanterie Roman, a fost un simbol al dăruirii și al spiritului de camaraderie, iar astăzi suntem împreună pentru a aduce un omagiu bine meritat celor care au făcut parte din această unitate de elită. Conferința Divizia 7 Infanterie Roman, onoare, glorie, jertfă, tradiție și actualitate, reprezintă un moment în care istoria și prezentul se întrepătrund, în care poveștile eroilor se contopesc cu evoluțiile și provocările actuale ale armatei noastre. Ne bucurăm să avem ocazia de a reflecta asupra curajului acestor bravi oameni, exprimându-le recunoștința noastră nemărginită pentru serviciul lor nou. Astfel, în numele întregii comunități a municipiului Roman, transmit sincere mulțumiri tuturor celor prezenți aici, inclusiv invitațiilor distinși și reprezentanții ai forțelor armate, care vă alăturați acestui eveniment special. Fie ca această conferință să servească drept catalizator al înțelegerii și cooperării, consolidând astfel legăturile dintre trecut, prezent și viitor. Vă urez o conferință plină de învățăminte, dezbateri productive și momente de comemorare profundă. Fie ca rezultatele acestei întâlniri să aducă lumină și să continue să sporească mândria noastră față de eroi și de contribuția lor remarcabilă la istoria și progresul nostru. Vă mulțumesc tuturor, vă doresc un eveniment plăcut și multă sănătate. Doamne și respectoase, mulțumim domnului primar. De fapt, armata este a cetății, armata este a țării și nu uităm că războiul dintre cele naționale și întotdeauna 90% au fost fiii satelor, cei mulți, iar comandanților de putoare și de companii erau învățătorii. De aia suntem aici. Și împreună conduce acest mesaj educațional. Mă bucur că sunt elevi și studenți și vor veni în continuare practic. Acesta este scopul. Și împreună cu dumneavoastră și cu toți care ne-au ajutat, vom pune un început. Romanul, la zile Romanului, cu sprijinul domniei voastre, vom anual, aici cât vom putea, de să ducem acest mesaj de astăzi. Adresăm respectul rugămintea. Domnul Geanul Pătrei Cornel Postu, fiul al Romanului, directorul statului major al apărării, ca prezenții cuvântul la această manifestare științifică. Domnule general, vă mulțumesc, domnule primar. Domnule primar, distinse oficialități, senior Dorențoane, preacucenici părinți, dragi elevi, onorată asistență, dragi camarazi, am urat să vă salut și bună dimineața.
Sunt onorat să particip astăzi la Roman, orașul în care eu m-am născut și măcar copilărie, la o manifestare științifică care pune bazele unei serii de manifestări științifice pe care ne-o dorim, nu știu dacă se va putea, cum zice domnul colonel, anual, dar ne-o dorim cât mai frecventă și ne dorim să fie o manifestare care să coaguleze cât mai mulți oameni în jurul ei. Ca fiu al orașului, mă încearcă emoții suplimentare de fiecare dată când ajung în Roma, pentru că e o ocazie să mai aduc aminte de locul unde m-am născut și am copilărit, de locurile pe unde mă plimbam, de locurile pe unde mă jucam, locurile pe unde am învățat primele cuvinte și unde de obicei noi învățăm să fim oameni. În numele Statului Major al Apărării, al șefului acestui, domnul Jean Petrescu, și al meu personal, adresăm organizatorul și participanților la conferința națională de astăzi, 19 mai 2023, de aici, de la Roma, salutul nostru în Camera Teresc, împreună cu urări de sănătate, bucurii și cât mai multe realizări. Totodată, exprimăm aprecierea noastră deosebită pentru inițiativa grupului de acțiune de a organiza această ediție inaugurală a seriei de manifestări științifice anuale de la Roman cu tema Divizia 7 Infanterie Roman, onoare, glorie și jertfă, tradiție și actualitate. Este de datoria noastră a Statului Major al Apărării, a Statului Major al Forțelor Terestre, dar și a structurilor din subordine, cu alte cuvinte, a Armatei României, de a nu uita, a readuce în atenție și a cinsti, așa cum se cuvine, memoria și faptele de arme ale unor mari unități și unități legendare ale Armatei României. Celebra Divizie 7 Infanterie Roman a fost și rămâne în conștiința noastră o mare unitate din elita Forțelor Terestre Române și a Armatei, care s-a acoperit de glorie pe câmpurile de luptă ale Primului Război Mondial, pe care noi îl mai numim și Războiul de Întregire a Neamului, și în cel de-al doilea Război Mondial, pe care noi îl mai numim și Războiul de Întregire Națională. Din organica Diviziei 7, care este subiectul conferinței de astăzi, au făcut parte Regimentul 14 Infanterie Roman, Regimentul 15 Infanterie Războieni Piatra Neamț, Regimentul 16 Infanterie Suceava, Regimentul 27 Infanterie Bacău, precum și regimentele 4 și 8 Artilerie Romană. După cum vedeți, multe unități militare din localitatea Roman. Nu mai sunt atât de multe la ora aceasta, dar asta nu înseamnă că noi nu avem, așa cum spuneam, datoria de a cinsti memoria înaintașilor noștri. În memoria acestor unități, astăzi, 19 mai 2023, vom pune împreună piatra de temelie la ansamblul monumental ce se va ridica în anii ce vor veni, lângă fostul sediu al Diviziei 7 Infanterie Roman. Într-un scoarte pe cea mai transitată cale rutieră de comunicație a orașului. Astfel, un monument proiectat de artileriștii Romanului la începutul veacului trecut și ridicat în anii 30 ai acestui an, deteriorat sub presiunea forțelor de ocupație sovietice și aflat în prezent în paragină în cazarma 348 în Roman, va fi relocat și reabilitat cu sprijinul primăriei municipiului orașului Roman. Pe de altă parte, activitățile științifice pe care le vom desfășura astăzi, dar și în viitor, și ansamblul monumental la care făceam referire și a cărui piatră de temelie o vom pune astăzi, considerăm că reprezintă acte civice și de onoare în memoria eroilor Romanului și de pe întreg cuprinsul țării. Sunt deopotrivă convins că aceste activități vor fi unele de succes
cu rezultate care vor aduce plus valoare acestui proiect, deopotrivă științific, civil și educațional, prin care vom păstra vie istoria și gloria faptelor de armă ale înaintașilor noștri din divizia 7 infanterie romană. De asemenea, am certitudinea că ansamblul monumental a cărei piatră de temelie o vom pune astăzi, va constitui un element de marcă în arhitectura Romanului, atât pentru generațiile actuale, dar mai cu seamă pentru cele viitoare. Închei prin a adresa sincere mulțumiri primăriei municipiului Roman, personal domnului primar Leonardo Chiriloae, statului major al forțelor terestre, reprezentat aici de domnul general Dăniliuc, bazei 3 logistice Zarcidava Roman, arhivele militare naționale române, structurilor asociative militare din Roman și județul Neamț, tuturor celor care au sprijinit și vor sprijini, sperăm, și în continuare acest nobil proiect, și nu în ultimul rând, Muzeului Militar Ștefan cel Mare, filiala Moldova, Iași, a Muzeului Militar Național Regele Ferdinand I, pentru inițierea, coordonarea științifică a acestui proiect comun. Vă mulțumesc! Calde și respectoase mulțumim, domnul general. Prin prezența domnii voastre aici, ați dat mesajul la cel mai înalt nivel al Armatei Române, de componenta operațională. Ministerul Apărării Naționale este o structură integrată, dar componenta de militară de bază este statul major general al armatei, statul major al apărării. Vă asigurăm pe dumneavoastră, domnul general, pe domnul general Petrescu, că ne vom strădui ca împreună să facem ceea ce trebuie aici. Și vă mulțumim pentru sprijin, pentru aprobare și pentru că ne-ați fost alături, nu numai aici, în toate activitățile. De acum să dea Dumnezeu și în cele viitoare. Adresăm rugămintea domnului general Iulian Daniliu, reprezentantul forțelor terestre. Care sunt multe realizarea Roma și cu parte de unității de aici, să transmită mesajul acestor categorii de forțe armate. Domnule primar al municipiului Roman, domnule general Cotănet, preacucernici părinți, distinse oficialități, onorată asistență, dragi camarazi, dați-mi voie ca în primul rând în numele Comandantului Diviziei 2 Infanterie Genetica, generalul Saba și al meu personal, să adresez organizatorilor și participanților la această prestigioasă manifestare științifică și comemorativă. Un salut camaradesc, multă sănătate și tot ceea ce vă doriți să se împlinească. Este o mare onoare și un privilegiu de a ne afla împreună aici la Roman astăzi, din 19 mai 2023, pentru a readuce în memoria și atenția tuturor tradițiile de luptă ale unei dintre așa numite legendarele mari unități ale Armatei Române, Divizia 7 Infanterie, al 3 Comandament a funcționat la Roman în perioada 16 martie 1883-31 noiembrie 1944. Voi încerca să nu intru acum în detalii privind drumul de glorie și șerfa Diviziei 7 Infanterie în cele două conflagrații mondiale. Cu certitudine, aspectele vor fi prezentate detaliat de domnul colonel în rezervă, profesor universitar dr. Ion Giurgă, fost un profesor de istorie din Academia de Înalte Studii Militare, cum se numea atunci, cu 20 și ceva de ani, care salut din nou cu această ocazie, un expert militar cunoscut în istoria militară națională, precum și de către camarazii noștri nominalizați cu intervenții științifice în programul conferinței de astăzi. Doresc să reamintesc doar că Divizia 7 Infanterie Română a făcut parte în războiul de întregire a neamului din organigrama Armatei a doua române, ale cărei tradiții sunt continuate astăzi de Divizia 2 Infanterie Getica, care se găsește cu comandamentul organizat în Buzău, la rândul nostru intenționăm ca pe viitor baza 3 logistică, Zarcidava, la care comandă este aici colonelul Chici, mare unitate subordonată Diviziei 2 Infanterie Getica, să preia și să gestioneze cu responsabilitate și profesionalism tradițiile militare ale Diviziei 7 Infanterie Roman. Încerc să închei acum prin a transmite în
numele Diviziei 2 Infanterie Jetica, comandantului întregului personal, mulțumirile mele și ale 4 Divizii Primăriei Municipiului Roman, domnului primar Leonard Achilloae, în mod personal, și tuturor celor care se vor alătura eforturilor comune la nivelul garnizoanei și manifestărilor științifice anuale ce se vor desfășura aici, în Roman. Așa cum spunea domnul general, putem să sperăm că vom reuși anuale. Dedicate memoriei celor de dinaintea noastră care au căzut la datorie pentru apărarea țării, libertatea și demnitatea poporului român. Totodată, în numele Diviziei, exprimăm mulțumiri camaraderești pentru inițiatorii acestui proiect, coordonat științific de Muzeul Militar Ștefan cel Mare, filiala Iași a Muzeului Militar Național Regele Ferdinand I, tuturor reprezentanților structurilor asociative militare și tuturor celor prezenți aici în sală. Avem convingerea fermă că prin acțiunea și sinergia tuturor, acțiunea întâlnită a tuturor, vom reuși să aducem la bună îndeplinirea acest proiect de promovare interinstituțională a tradițiilor armate române în garnizoana Roman, oraș ce a avut de-a lungul timpului un rol apart, atât în dispunerea forțelor, cât și în planificarea și organizarea acțiunilor militare, în special pe timpul celor două mari conflagrații mondiale. Așa să ne ajute Dumnezeu, vă mulțumesc, am urmărat, vă salut! De mulțumit, domnule general. Aducem în completare aici că Divizia 2 Infanterie, având baza la Citava, aici avem o pomoară de cazarmă, este o sală de tradiție în cazarmă Intrus, care este celebră în arhitectură. Domnul comandant, domnul Fici, ne-a asigurat că va face toate demersurile ca acel spațiu să fie reabilitat cu sprijinul noastră, cu sprijin și la Consiliul Județean și de la alte structuri și să fie inclus în patrimoniu cultural și de vizitare. Deci nu numai la noaptea muzeilor sau ceva. Pentru că acolo, o să vedem azi că e trecut în un program de vizită, au mai rămas mântuit ceva de suflet și de credință. Niște lucruri care la vremea respectivă dorește, nu are nume sau ceva. Și trebuie să ducem. Vă mulțumim, domnul general, domnilor voastre, statul major, forțe de resul divizii și vă asigurăm că de stăpâniți ne face cât mai bine datoria. Adresăm rugămintea domnului colonel Ionel Bunteanu, reprezentantul șefului de stat major al Brigăzii 15 mecanizată, Iași. Mare unitate, cum vă spuneam, cu responsabilități în zona de nord-est a țării și peste Carpați, să adreseze mesajul acestei mari unități. Domnule primar al municipiului Roman, distinse oficialități, domnilor generali, dragi camarazi, onorată asistență. Am onoarea ca în numele Brigăzii 15 mecanizată Bodonal din Iași să transmitem gândurile noastre bune de apreciere și respect organizatorilor, organizațiilor și participanților la acest semnificativ eveniment științific și comemorativ din garnizoana Roman, împreună cu urări de sănătate și realizări deosebite în continuare. După cum, probabil, cei mai mulți dintre dumneavoastră cunosc, actuala Brigadă 15 mecanizată Bodonal continuă tradițiile militare ale Regimentului 15 Dorobanți, Piatra Neamț, înființat la 1 ianuarie 1877, fiind, așa cum scrie și pe placa de pe clădirea Palatului Oștirii de la Tocou, o unitate de seamă cu independența României. În războiul de întrecere a neamului, Regimentul 15 Dorobanți, împreună cu Regimentul 27 Bacău, au constituit Brigada 13 Infanterie din Divizia 7 Infanterie Roman, din Armata de Nord, distingându-se prin fapte eroice de arme în luptele pe Valea Uzului, Miercurea Ciuc, Odorhei, ulterior, în 1917, pe dealul Cireșoaia și dealul Poșna, și continuate în campania din 1919-1920 din Transilvania și Ungaria de apărare a Marii Uniri la 1 decembrie 1918. Este de remarcat că Regimentul 15 Războin este singura unitate operațională din Armata Română cu activitate neîntreruptă timp de peste 146 de ani și singura unitate din celebra Divizie 7 Infanterie care funcționează până în prezent. Pentru noi este o bucurie că a fost inițiat acest proiect de revitalizare a tradițiilor acestei mari unități de elită din Armata României,
Fiind cunoscut faptul că aici, la Roman, de peste 100 de ani, a existat o importantă concentrare de unități militare de diferite arme și că Romanul are un rol important în planificarea militară. Noi, și de la ea, suntem în frontul comun în toate proiectele inițiate de Muzeul Militar Ștefan cel Mare, filiala Moldova, Muzeul Militar Național Regele Ferdinand I, a cărui reînființare am sprijinit-o substanțial în anul centenar 2018, întrucât era absolut nevoie de o entitate muzeală care să continue tradițiile primului Muzeu Militar Teritorial din Armata României, creat de regimentul 13 Ștefan cel Mare din Iași, în Palatul Oștirii din Popov, la 13 noiembrie 1920 și inaugurat de Regina Maria a României la 25 noiembrie 1922. Iată că astăzi, 19 mai 2023, suntem împreună la Roman în acest proiect de tradiții militare în care avem obiective comune și ale cărui scopuri sunt educaționale și civice. Suntem bucuroși să constatăm că, asemenea Iașului, Primăria Romanului sprijină substanțial aceste demersuri. Și noi, la rândul nostru la Iași, dacă nu aveam sprijinul Primăriei și a Consiliului Local Iași, nu am fi reușit să desfășurăm la standardele de reprezentare națională și aliaților din NATO și Uniunii Europene proiectele științifice de tradiții militare și de reprezentare pe care le desfășurăm începând cu anul 2019. Închei prin a transmite numele Brigăzii 15 mecanizate pe un alt Iași, al comandantului Brigăzii 15 și al meu personal, mulțumirile noastre către Primăria Municipului Roman, domnului primar Leonardo Chiriloae, către camarazii noștri activi și din rezerva operațională, persoanelor fizice și juridice și către toți cei care sprijină, acum și în viitor, cunoașterea și promovarea tradițiilor militare și a valorilor naționale românești. Onoare și respect. Am onoare să vă salut. Mulțumesc. Cal de mulțumire, domnule comandant. Cum bine ați menționat acolo, deci noi la Iași împreună și mă mulțumesc domnii voastre, Brigăzii, încă o dată, spun oficial aici, Forțelor Terestre, Staful Major General Armatei, acel proiect acolo, în anul centenar 2018, care are acest rol în mare. Da? De a le aduce în atenția tinerilor și a noastră acele valori care ne așează în rândul aliaților din trecut și din prezent. Acele unități ale Armatei Române, jertfa lor a fost recunoscută la conferința Păcii, și cei peste un milion de militari și cei din căzut în linia frontului și în spatele frontului au pus bazele mari lui de divizia 7 infanterie Roman. A fost una dintre, cum spune aici, legendară. Deci este divizia de la Roman și divizia de Cremene, 2 infanterii, divizia 2 vânători de munte. Apropo, de la 2-lea război mondial, pe tradiții. Este o bucurie și o onoare ca aceste proiecte. Noi nu putem face. Cine zice că face singur? Poți să ai inițiativă. Dacă nu, atragem de tine, deci administrația locală, oameni de bine, sponsor, donatori, pentru conform regulamentelor în vigoare, așa de sunt spre văzute câte și atunci, în acest astfel de proiecte care sunt aprobate de Armata Română, la celălalt nivel, pentru ierarhie și împreună cu autoritățile locale, fiecare devenind în task force întrunit, costurile se împart și bucuria este comună. Pe acest fond, adresăm rugămintea Armata și Biserica, reprezentantului Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, la cuceniții sale Părintele Dr. Florin Fuscan, un cunoscut al dumneavoastră în țară și românii din afara graițelor, să transmită mesajul Arhiepiscopiei, al afea Sfântului Ioachim și al Bisericii Ortodoxe Naționale. Precucenenția voastră. Distins domnule primar al municipiului Roman, domnule general, dragi invitați, onorată asistență, vă salut cu acest salut creștinesc, Hristos a înviat și mi-exprim bucuria de a fi prezent ca mesager al unui preasfințitului Părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, la această manifestare comemorativă dedicată diviziei a 7-a Infanterie Roman, un prilej de aducerea aminte a
fapte și în pagini de istorie care s-au petrecut, s-au derulat aici. Episcopia noastră, astăzi ridicată la rang de arhiepiscopie, cu titulatura Romanului și Bacăului, este așezată într-un mod strategic la confluența celor două râuri, Moldova și Siret. Și aici, în scaunul vlădicesc al Țării de Jos a Moldovei, la Roma, vreau să știți că s-au succedat 75 de episcopi, un șir neîntrerupt, un lucru inedit, unic în istoria Bisericii Ortodoxe Române, să nu fie o sincopă, o pauză, vreme de peste 6 secole. Și între biserică și armată, la Roma, să știți că s-au scris pagini luminoase, pagini frumoase de comuniune, de armonie și în rândul episcopilor de Roma aș aminti pe generalul de brigadă Partenie Ciocron, ultimul episcop al armatei române, care a păstorit această eparhie din 1962 până la 1 ianuarie 1978. Iată, de aici, de la Roma, trebuie să amintim că a plecat un profesor al seminarului nostru, director al seminarului Sfântul Gheorghe din Roma, profesorul Constantin Nazarie, care în luna mai 1915 a fost ridicat la rangă de protopop al clerului militar din Armata Română și a avut în subordine 250 de preoți din întreaga țară în timpul campaniei din Primul Război Mondial. Remarcându-se prin faptele sale și prin jertfa sa în sprijinul și în spiritul acesta creștin cu care Biserica a susținut armata și armata a avut această binecuvântare și această susținere a Bisericii. În al preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, salută și felicită organizatorii, participanții la această frumoasă sărbătoare, aș spune noi, de suflet, o zi de aducere aminte în care se va face o retrospectivă a celor 140 de ani de la înființarea Diviziei 7 Infanterie Roman, dar este, dacă vreți, și o zi de angajament, pentru că văzând lumina străbunilor, a celor care au pus cărămida rânduită lor de providență la edificiul spiritualității și culturii noastre naționale, să adăugăm și noi, cei de astăzi, prin faptele noastre, prin exemplul nostru, să adăugăm și noi ceva la acest mare edificiu al neamului românesc. Și de aceea, în al preasfințitul, transmite arhierești binecuvântări și felicitări celor de față și vă asigură pe toți de dragostea și prețuirea sa. Vă mulțumesc! Hristos a înviat! Mulțumim pentru cerția voastră. Vă rugăm la rândul nostru să transmiteți în al preasfințitului Ioachim mulțumirea noastră, camaradele și camaradele, înseamnă efort comun de luptă. Pentru că este alături de noi, aici la Roman, dar și la Bacău, pe creștele Bacăului, în proiectul cum mai mulți dintre Cereșoaia, prin 15, pe Dalul Corsa, care este condus direct de statul major de la armată, statul major al apărării, și în toate manifestările. Pentru că Bacău este o salvă de monumente unică în țară, ca județ, din punct de vedere concentrării operelor comemorative. Respect și prețuire și împreună ne facem datoria de a lumina calea. Cât ne ajută Dumnezeu și cât ne permite cunoașterea noastră de acum. N-aș vrea să încheie această secvență de mesaje și de transmiterea oficialităților, fără a anunța aici că suntem la Roma, dar în județul Neamț. Și la Neamț, la Piatra Neamț, împreună cu autoritățile locale, cu unitatea Batalionul 634, Petrodava a fost și acum Mareșal Iosif Pilsudski, am desfășurat în continuare cătățul la Roman manifestări științifice și dedicate tradițiilor acelei zone și a reînviat acel regiment 16 tradiții de la Drafodicie, Mareșal, și cooperarea cu Polonia. Și acolo primăria, Consiliul Județean Neamț, a cărui reprezentant vicepreședinte este aici, și adresez pe domnia voastră mulțumire că ne-ați ajutat la Neamț și ne se va ajuta în continuare. Să știți că partea poloneză, am înfrățit Piatra Neamțului cu Tarnă,
dacă nu este o localitate similară cu Piatra Scafurului, ce este la dispunere la 50 de minute de Cracovia. Și au zilele lor în iunie. În octombrie, înainte de ziua armatei, vom semna actul de înfrățire a Piatra Neamțului cu Cracovia. Și astfel, dimensiunea militară se va integra într-un proiect mai larg de promovarea valorilor noastre comune cu aliatul nostru de la Nord, în fiind statul major general armatei. Și tuturor ce care a făcut posibil în acea postul, știți că în pandemie, deci au fost trei conferințele aia, brigăzii, orsul terestric, care ne-au ajutat cu, da, să concentrăm și să ne facem datorie. Transmiteți Consiliul Județean, primării, camarazilor de acolo, bucurie noastră și ne revedem în iunie și după aia în octombrie, la semnarea comerciale. Vor fi ofițeri români de epocă, da? Ținuta tradițională din Belepoc și panii polonezi. S-a stabilit deja, așa să fie, o reprezentanță în România, așa, deci Roma, deși a fost județ separat, dar face totuși parte și așa, așa de județul de Amfumare și despre și transmită scrindurile toate pentru sprijinul de acum și de viitor. Plus că de la Consiliu am zis că vă sprijin sala de tradiții de la Roma, de aici, așa, până așa, da, sunt niște eforturi care îi vom face și va fi o bucurie comună, respect și prețuire. Se ne întâmplă ce asta apropo de rigoarea germană, rigoarea noastră, deci că, deci, 30-35. Trecem la secțiunea a doua concentrată pe partea științifică, după adresarea cuvintelor de tâmpinare și de partea armată, a bisericii, a oficialităților. Avem o secțiune sinteză, dacă care să vă capteze interesul și atenția domeniului noastră de dezbatere, de vorbenit în alegeri urma. Să dea Dumnezeu!